Te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvântare. Vor spune slavă împărăției tale și vor vesti puterea ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă împărăției tale, lăudat să fie Doamne. Și să încheie acest cuvânt cu un îndemn, gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt în veci de veci. Amin. Amin. Așa să fiți binecuvântați și dumneavoastră pentru vecii vecilor. Aș putea spune că toți cei ce ați auzit până aici sunteți de-ai casei, except de casa mea. Dar zice în Ioan capitolul 3 că cine are mireasă este mire, dar se bucură și prietenul meu. Așa că nu sunt de acasă, dar nu pot fi de prieten de al vostru. Și de-aia mă bucur și eu împreună cu voi, să vă dea Domnul Marco mai departe. Când s-a citit Psalmul 84, am primit un îndemn să rămân în acest cuvânt și să vă vorbesc despre valoarea casei lui Dumnezeu. Evident, asta nu înseamnă pereții, de care ne bucurăm că începe să vină iarna. Și casa lui Dumnezeu, cum spune Apostolul, sunteți voi, instituția, organizația asta, Sfânt, organismul acesta duhovnicesc. În primul rând, spune în versetul 1, cât de plăcute sunt locașurile tale, între care și cel de la Nicova, Doamne, aloștire. Valoarea casei lui Dumnezeu este dată în primul rând pentru faptul că este un loc plăcut. Și scrie în un alt psalm, în 133, citesc la versetul 1, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Vă place la adunare? La adunare vă place? Nu am cântat pe instrumentele voastre tot timpul. Dragii mei, Dumnezeu a creat plăcerea. L-a așezat pe Adam și Eva în grădina lui, i-a spus să mănânce după plăcere. Dar a venit diavolul nostru, Domnul, și a zis că altfel e plăcut. Să mănânce din turnul din care Dumnezeu a spus că nu-i plăcut. De atunci și până acum e bătălia între plăcerile date de Dumnezeu și plăcerile oferite de Satana. Oamenii au gustat, au fost înșelați cu prima pereche. Plăcut a fost. Fructul ăla și nu a fi consumat, dar n-am ceva. Cum a fi fost așa în cerul, nu știu. Dar după aceea, dintr-o dată, s-au văzut despoiat de slavă, s-au scandalizat, au dat afară din grădină, pe viața ei au început o durerile, bietul Adam, văzut că transpiră, de atunci și până acum e tot așa. Vă îndemn, dragii mei, să vă placă plăcerile care rămân plăcute. Sunt plăceri care, din plăcere, se ajunge în durere. Este un cuvânt din Isaia, nu vreau să spun unde e, dar uitați. Și acolo, noaptea plăcerilor mele, ajunge în nenorocire. Și sunt oameni ce caută plăcere, lumea senzațiilor, reclamelor. Ne spune în Evrei 11 că sunt plăceri de o clipă ale păcatului. Mai nu știu, păcatul plăcere. Un drog creează o plăcere, o băutură, o distracție, un amuzament, creează o plăcere. La cât ține? A dus. Plăcerile eterne, plăcerile care rămân plăceri, sunt numai cele care vin de la Dumnezeu. De aceea, căutați casa Domnului ca să iau plăcere a Domnului. Vedeți, oamenii se duc la un spectacol, dar de câte ori poți să ne place la spectacol? E plictisie, nu? Dar la casa Domnului e așa de plăcut de fiecare dată. În primul rând, plăcerea casei Domnului dată de prezența Domnului. Și de Sfinte, cum spune David în Psalmul 16, de Sfinte care sunt în țară, oamenii la versul, toată plăcerea mea. Eu vă citesc două versete din Isaia, să știți că nu se poate să vă placă casa Domnului, să vă placă și lucrurile lumești. Dar Dumnezeu tocmai prin asta ne va alege sau ne va respinge. Isaia 65, vă citesc de la versetul 12. Vă sortesc sării, Doamne ferește, și toți veți pleca de lucru ca să fiți înjunghiați, căci eu am chemat și n-am răspuns, chemat Domnul la adunare. Am vorbit, n-ați ascultat, ați făcut ce este rău înaintea mea,
ați ales ce nu-mi place. 66 cu 4. De aceea și eu vă arăt ce este spre nefericirea lor și vă aduce peste lucrurile de care se tem, că și când am chemat, eu n-am răspuns. Și când am vorbit, eu n-am ascultat. Am făcut ce rău înaintea mea și iată ce fac oamenii rău. Am ales ce nu-mi place. Haideți să ne facă plăcerea lui Dumnezeu. Deci la Efeseni, la capitolul 5, vă citesc de la versetul 10, este chiar o recomandare foarte concretă. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Și aici cercetăm, că aici aflăm în adunare ce place aici. Deci dacă de cuva vom încerca să amestecăm plăcerile și tineri, dragi, și pentru voi de generația asta, de ea, să vă placă și altceva, veți vedea că și cu vremea nu vă mai place. Scrie Biblia și Solomon. Am încercat să ne găsească cu voi. Ia să încerc puțină nebunie. O zis că e deștept, să se poate controla. Și o dat Domnul, scrie acolo. Hai să vă citesc de voi. Poate mă credeți mai ușor. 2 cu versetul 10. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Am lăsat-o să se bucure. Am încercat plăceri extra. Și scrie apoi în versetul 17, mi-am urât viața, nu mi-a plăcut ce se face. Plăceri care cu vremea nu-ți mai plac. Dar în casa Domnului o să-ți placă pentru vecii vecilor. Și acum aș fi zic bătrân și cu înviere, Doamne ajută. Mă duc care-i valoarea casei Domnului? Pentru că este un loc dorit. Scrie aici, în versetul 2, sufletul meu suspină și tânjește de dor. Oamenii știe că s-a tânat adunarea și nu s-a terminat. Și inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Mă, asta ar fi dovada că pentru dumneavoastră adunarea în loc plăcut, că o doriți. Și se scrie în Psalmul 22, mă bucur când îi se zice, ți s-a întâmplat vreodată așa să puteți veni și să nu veniți? Părintele Ștefan de la Lugoj avea o vorbă. Sunt scutiți să nu vină la adunare cei care încă din cedru să pot evacua singur. O place să veniți la adunare? Viitor să vă întâlniți cu frate. Asta treabă unii. A fost rețin la zărău și spunea un bărbat, un profanic, cine s-a copăit din asta? Un om cult, dar vrea să divorțeze de ea așa într-un mod civilizat. Deci cu femeia nu te înțeleg, duminică e viață, duminică e seara, mată seara, joi seara, vine seara, ce-i acolo? A zis, ai fost nevastă bună, acum ai și mai bună, dar nu suport regimul ăsta. Și se împlinea, nu știu, cu țanță, a zis, l-a sunat pe păstor și a zis, vreau să-i fac la nevastă, mai ultima aniversare, că ai fac o surpriză. Îi place la voi la adunare, de ziua ei, vă invit la ei noi acasă. Și atunci l-a convocat și pe el Domnul. De atunci a venit și el și acum e slujitor. Că ăsta-i dorul nostru. Atâta ne place încât ne arde toată inima și sufletul. Dar nu așa trebuie să fie Dumnezeu cu toată inima, cu toată ființa. O zis Sirie, dacă bari Dumnezeu, slujiți-i. Dar dacă Domnul e adevăratul Dumnezeu și ne dă plăcere eterne, cum să ne fie dor să venim la casa Domnului? Doamne, ajută! Doamne, dă-i zbândă! Să vă dea Domnul bucuria de a veni întotdeauna cu drag la El. În cazul acesta, leviții, știți că ei puteau să intre numai în curte și puteau să intre în templu. Tot în vremea aceea David avea o doriță, hai să vă citesc din 27 cu 4. O, dacă am fi așa, a fost un om cu inima lui Dumnezeu, cu cer. Un lucru cer de la Domnul, dacă nu mă un lucru, și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Ce pasiune asta? Ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunesc de templul Lui. Și Dumnezeu ne va încânta pentru vecii vecilor. Atâta e de bogatul de Dumnezeu, înțelepciunea Lui, că niciodată nu face al doilea lucru cum l-a făcut primul, că de fiecare dată are noi idei, mai frumoase, mai sărucite. Dumnezeu nu ne plictise niciodată.
și repet și trec de la ideea asta mai departe, dacă am prins gustul acestor plăceri, noi dorim cu toată ființa să venim în prezența Domnului și a fraților. Domnul să aprindă în voi dorul acesta. Amin. Domnul fel să nu mai lipsesc de la Dumnezeu. De când ți dor și când fier, oricum acasă n-ai liniște la Dumnezeu. Să vii, sau dacă nu avea aștept să vină și lasă, că nu ai putut venit. Cum a vrut la tare? Ce ți-a spus? Dacă ți-e dor tare, mă și întrebi, dar sora cu tare pot? N-ai dus pe fratele? Doamne, dă-mi o astfel de inimă. Mai departe. Valoarea casei Domnului e dată de faptul că aici este un loc al fericirii. Vă citesc versetul 5, 4. Fericii de cei ce locuiesc în casa ta, căci tot mai pot să te laudi. Așa suntem noi creați oameni, să adorăm ceva sau mai presus pe cineva. Și cine dacă nu Dumnezeu nostru merită să fie slăvit? Oamenii din lumea asta, le mulțumim pentru serviciile lor. Dar cât de mare este Dumnezeu nostru, că El a creat pe toate și le ține pe toate în ființă și El ne-a mântuit și ne pregătește Sfânta lui Împărăție. Domnul Iisus Hristos, de care am vorbit și nu s-a cântat în finalul cântării cu modernitate, va institui în lumea asta un loc de siguranță, de plăcere și de bucurie. Nu va mai fi moarte, nu va fi necat, cum spunea Părintea Domnului Junu, nu mai fi durere, ispite, nimic. Numai și numai fericire. Știți că scrie Biblia, să nu văd cum unde scrie. Îți dau tema la Fanfarei și Răzea, să scrie Biblia de Dumnezeu e fericit. Prin natura sa, Dumnezeu nu poate să-i spitească, nu face rău, El este dragoste. Și când îl cunoști pe acest Dumnezeu, n-ai cum să nu-l lauzi. Nu poți să taci. Natura întreagă trebuie să strige pentru laura lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Sfânt. La templul Domnului era cu zi cu noapte, oameni aranjați, organizați, să laude, să mărească pe Domnul. Așa se face în cer. Și credeți dumneavoastră, îngerii de jurul tronului care laudă pe Dumnezeu, fac de zilă? Sunt plătiți pentru asta? Ca la operă, în țările noastre? No. Ei sunt uimiți și explodează în laude la adresa lui Dumnezeu. Cum spune într-un psalm, să mi se umplă gura de laudele tale. Și fiecare zi se desfărească. Mă, zona asta e mai cântărească, mă. Familia asta pe care o am acum, și ăștia au muzica în sânge, pe care se cântă într-una. Lasă cântă, că e bine. Și în cer se cântă într-una și este lăudat numele Domnului pentru ceea ce face, pentru lucrările sale. Lăudat să fie. Și voi vă mai spun încă un motiv de ce casa de adunare e un loc fericit. În primul rând, spuneam dată de prezența Domnului, în doilea dată de prezența fraților. Știți ce o zis împărăteasa din Seba de Solomon? În câte zile fi stat la Ierusalim? Nu sunt cu răbdat. Bine, cum ta pe tot ce păi zor pe vorba. Ferice de oameni care se facă lângă tine. Ăștia te aud vorbind. Când faci tu câte o judecată, când spui ceva, când avea Solomon, compunea proverbe, compunea cântări, fericiți Doamne, care s-au, parcă nu mai vrea să meargă la acasă. E plăcută natura. Aici avem o frază care cită, care cântă, care se roagă, care ne încurajează. Ce mai frumos decât noi? Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Să vă vedeți valoarea. Fiecare este valoros. Bun, dacă cerți un fanfară, nu-i un plăcut, nu? Așa e fiecare din natura în locul lui, are vocea lui, partea lui, rugăciunea portului, cum se spunea, de construcții. Fiecare ce a făcut, ca și într-un, care inclus. Toți sunt de valoare. Și în această părtășie sfântă suntem fericiți. Doamne, ajută-ne! Scrie apoi versetul 5, un bun motiv de fericire. Fericit de cei ce-și pun tăria în tine, căror inimă locuiește, băi, natura, numai și cântăm și lucrăm de frați, dar lor, noi suntem fericiți pentru că l-avem pe Dumnezeu în orice nevoie, în orice încercare, în orice situație. Noi nu suntem singuri, Dumnezeu este cu noi. Venim la adunare și spunea lui, scrie Biblia că au venit la sirene împotriva lui Ezechia. Ce-a făcut? O luat o scrisoare și s-a dus la adunare. Doamne, uite ce probleme îmi fac ăștia. Și zice Dumnezeu, stai nițit că tot mai mă râdeam de ei. Și las că mă ocupe de ei. Voi veniți numai aici.
Că Ezechia, prima zi când a ajuns în palat, scrie în 2 Cronici 29, zis, măi, hai să deschidem adunarea, că tatăl s-a rămas închis-o. A pus pe preot să face curățenie, pune toate la slujbă. Și când au avut o nevoie, s-a dus la adunare la care i-a drag să meargă și Dumnezeu i-a răspuns din ceruri, prin ajutorul atotputernică a dreptei lui. Așa și David. I-a plăcut să facă templu, să adune pentru Domnul, să cânte, dar când a fost în nevoie, l-a ascultat Dumnezeu. L-a ascultat, nicăieri nu ascultă Dumnezeu rugăciunile ca aici între frați. Când am avut probleme, eu am fost așa un tip mai izolat, așa am crescut până la 10, m-am plândeat, era singura noastră, singura familie acolo. În școală a fost singurul pocăit, că părinții mi-au oprit pocăiții în comună. Și am crescut așa mai izolat, cu niște temperament m-a făcut, m-am simțit totdeauna mai bine între cărți decât între oameni. Dar când am avut nevoie, în locul lui Dumnezeu să mă asculte, până m-a rugat de altă să mă ajute. Doamne, de ce? Ca să vezi și tu să-i ajuți pe ei și să fiți împreună, când se unesc doi, apă dacă două ori doi, 92 și tot așa, Dumnezeu ne vine în ajutor. Scrie aici, când străbat aceștia banii, plânge-te. M-a spus aici de frați care au plecat la Domnul, am trecut și eu prin așa ceva. Când vedeți cât sunt lângă tine, cum te ajută și Dumnezeu îi pune să-ți fie alături. Și Dumnezeu are și îngeri în prejurul nostru, nu suntem singuri. Și deasupra e Hristos, Domnul, capul bisericii, mărit să fie numele Lui. Cum să nu fim fericit? Oamenii când dau pe cineva, un om într-o poziție socială sau este bogat, au o bază acolo, dar să schimbă regimul. Pentru că vine Hristos și omul sărcește, unde-i bază? Bătrânește omul acela. Dumnezeu nostru e petrol pentru vecii vecilor, cel mai nu pat care Dumnezeu e așa aproape ca Dumnezeu nostru, ori de câte ori îl chemăm, mărit să fie Domnul. Un frate misionar de cea prin propăduri și a vorbit un bate și a spus, dă ce ai că, dacă nu numai șuie odată și vin colegii. Și vă spui, eu numai dacă suspin odată, trimite Dumnezeu în mine. Și s-a temut, a intrat groază de el, cu scrierea de testament, a intrat groază de el și fugeau fără să-i fugărească nimeni. Dumnezeu nostru este atotputernic. Nu-i place lui Dumnezeu să ne teme. Îi place să ne credem în El, să ne risim de El. Și mai poate la și ultimul. Valoarea casei Domnului e dată de slava pe care Domnul o dă și o va aduce. Zice în versetul 11 că Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă. Acum doar așa purtăm chipul Domnului, ne dă Domnul slavă prin lucrările și darurile supranaturale pe lasă peste noi, dar zice la 1 Petru, la capitolul 1, de ceva ce așteptăm, versetul 7, cum avea ca urmare lauda, va fi lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Din Evrei 2, când Domnul Iisus vrea să ducă pe mulți fii, la slavă. Și când zice poetul Petru Cârdei, cei ce în ochii dumitale nu făceau două parale, vor ateriza în orare la altitudini siderale, Marte, Venus, Jupiter. Cei dispețuiși pe care de alte pături sociale vor ateriza pe astre. Ce va fi când ne vom înălța spre cer, în trupuri noi, slăvite, nesupuse cu trezirii, în slavă, măriți-le de Domnul. Amin. Mă uitam la dumneavoastră și mă gândeam la câte adunări sunt. Păi să nu rămână careva aici. Și să participe la adunarea slăvită din cer. Adică cumva e careva fals. Are și alte plăceri așa pe de-ascuns. Dumnezeu nu-l duce acolo, îl lasă cu plăcerile lui. Dumnezeu în final vă spune doar atât, veniți sau duceți-vă. Și știți de ce? La care le spune, duce, de ce le spune să duc? Duce de sub iarul, eu nu vă despartă, că vă plouă la urmă. Asta e distinția. Și tot iadul, veșnicia pierdută, îți vei aminti ce ți-a plăcut din lume de te-ai asociat cu Satana. Și de ce nu te-ai putut lega pentru veci de Dumnezeu și de slava care te așteaptă? Nu pretinde niciodată slavă unul pe sau în cel doi spune apostol, n-am pretind slavă de la voi, nici de la oameni, nici de la alții. Dar că voi veți fi cu luna noastră de slavă. Fraților care slujiți și toți ceilalți părinților, știu aici, familii din numeroase, cât a dat Domnul la fiecare? În ziua aceea veți porta steluțele pentru care v-ați strubit aici și veți fi răspătiți.
Atunci se va vedea. Și asta m-am gândit chiar de ce asta aici au prima. Doamne, deși ești cunoscut ca omul care alergă, îmi pare că mai mult ar trebui să slujesc, nu doar pentru dorința de a fi slavă, dar se merită să slujim pentru Dumnezeu în viața asta. Bun, mi-a fost dat 52, altul 69, 49, 69 sau cât a spus. Trăiți pentru Dumnezeu cu folos. Nu vă... Robul care n-a vrut să lucreze n-a fost mare nici acolo vicleam. Nici n-a lucrat și a avut cealaltă de un lucru îndosit ale lui. Merită Dumnezeu să fie slăvit și slujit cu toată inima. Și când va veni, atunci se va arăta slava lui peste fiecare și fiecare va fi răspândit. Și închei, dragii mei, nu după să faceți așa un calcul fie aici. Căci mai mult faci o zi în curțile tale decât o mie, în altă parte. Zilele care le-ați petrecut în altă parte, poate acasă, poate cu alte distracții, unde să puteți că stai multe slujbe de adunare. Zilele petrecute în altă parte sunt de o mică valoare. O mie în altă parte, unde îți place, nu facă una, noi nu aici biserică, acolo. În curte. Ce valoare! Și acum vă rog să vă ghiți ceva. Dacă un zic cu Dumnezeu mai mult decât o mie, dată-ne de o veșnicie. Cum mulțiți o veșnicie cu o mie? Va fi o veșnicie îmbogățită mai. Numai că e veșnicie, e ceva super amplificat la maxim în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă dea har, să vă ajute să-i slujiți cu dragă inimă. Să nu vă găsiți nicăieri plăcerea în altă parte, nu vorbim nici la un corp de răutăți, la el, ca să nu-i bine. Dar nicăieri în altă parte decât în prezența lui Dumnezeu. Căci noi pierdem să fim pentru vecii veci. Nu uitați, casa Domnului este un loc plăcut conform plăcerului lui Dumnezeu. Casa Domnului trebuie să fie un loc dorit acum întreaga ființă. Casa Domnului este un loc fericit. Aici l-avem pe Dumnezeu și în zile bune și în zile cu nori. Și casa Domnului va fi strămutată de la parter la etaj într-un loc cu slavă. Și va fi de o veșnicie de ori, de o mie de ori cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Frumos va fi. Avea rugăm să ne mutăm, să ne întâlnim cu toții și să cântăm atunci. Și să-L lăudăm pe Dumnezeu, veni și dumneavoastră cu noi, până nu-i vine ziua de plecare. Amin.